deja este un obicei ca Moș Crăciun să treacă an de an prin piețele orașelor conducând tradiționalul scuter italian Vespa. În regiunea Friulii, 40 de ajutoare ale Moșului au făcut turul mai multor localități și au bucurat copiii. Cosa ai ricevuto? Una caramella e tre cioccolatini. Sei contento? Sì. Qual è ti è piaciuto di più? Qual è il più bello? Quello verde, il Grinch. Sì, sì, chiami di nuovo. Veloce a casa tua con la Vespa? Sì. È timida. Hai visto com'è veloce, Babbo Natale? Odată cu defilările, sunt puse în valoare piețele și centrele orășelelor. Per fare un qualcosa durante le feste, quindi Babbo Natale adesso ci sta bene. Poi in Vespa ha sempre il suo perché, qualsiasi cosa. Di solito ci salutano, diciamo che il 95% ci saluta ed è contento di vederti. C'è qualcuno chiaramente che magari è un periodo no e non rimane molto... Chi rimane indiferente, chi addirittura ci manda a quel paese. Copiii au fost fascinați de apariția inedită și deja se gândesc la cadoul de sub braț. Chiar și crăciunițele au abandonat Tania pentru a se urca pe scooter cu ajutorul motorului, ajung mai repede la copii pentru a le împărți cadouri. Din Italia, pentru Telejurnal, Alberta Forțiarini. Buon Natale, România! Viva la România! Buon Natale!